Dragilor, tocmai m-am întors de la un live stream video pe Facebook de la cazinoul din Constanța. Avem un cazinou frumos de la distanță, avem o mare superbă astăzi, cu puține valuri, pescărușii sunt la locul lor. Întrebarea rămâne, ce facem cu simbolul orașului Constanța? Ce e de făcut? Știți că este în curs de renovare acest obiectiv al orașului, probabil că în 2 ani o să fie gata. Ce aș face eu după ce va fi gata o cazinou, aș vrea să vă spun acum. Mi se pare că în acest simbol al orașului putem să facem ceva ce nu s-a mai făcut în Constanța, să regândim utilizarea cazinoului pentru noi, pentru oameni. Să facem evenimentele orașului acolo, să facem spectacole, să putem face dezbaterile privind soarta orașului, să poată fi folosit de ONG-uri, să poată fi folosit de evenimentele culturale, expoziții de fotografie, poate chiar și ceva tablouri dacă găsim un loc unde să le expunem în condiții propice. Mare parte din aceste evenimente cu titlu gratuit. Ce ziceți? Redăm strălucirea de odinioară a cazinoului pentru oameni, pentru noi, pentru constanțeni.